În ultimii ani, imprimantele 3D au ajuns de la dispozitive industriale extrem de costisitoare la unelte accesibile publicului larg. În această ediție, eu, alături de Mihai Amăriuței, un bun cunoscător și om de afaceri în industria ITNC, vom discuta despre potențialul și viitorul acestei noi industrii. Da, imprimantele 3D. Alături de mine, ca de obicei, invitatul meu aproape permanent, emisiune de emisiune, Mihai Amăriuței. Mihai, spune-ne o leacă, cam tu ce crezi despre imprimantele 3D sau cum vizionezi viitorul lor, viitorul acestei industrii? Te-ai vedea, nu știu, peste 10 ani imprimându-ți propriul tău pahar cu ceai? Greu de spus, probabil nu. Ele sunt într-un stadiu extraordinar de incipient, într-o primă etapă, adică abia sunt și primele contacte cu piața, să spunem, mai puțin profesională. Până acum aceste tipuri, de fapt, nici în domeniul industrial nu au fost chiar dar, foarte... Dar de acolo au început, istoric. Din domeniul industrial și ușor, ușor s-a... Nu știu cine a venit exact. Cred că au mers împreună pe undeva, pentru că, să zicem, în domeniul industrial avea deja mașini unelte și echipamente de făcut cam tot ce trebuie și specializat. Deci nu e o noutate și eu un centru de comandă numerică care face chestiuni chiar extraordinar de complexe și din materiale mai diversificate decât o imprimantă. Imprimantele, e posibil să fi pornit în mare parte spre partea de hobby, pentru că ele sunt cele care și-o permit să, cu efort relativ mici, să faci ceva relativ spectaculos, mai ales în partea de prototipuri. Și acolo unde nu este nevoie și ușor de niște materiale deosebite sau materiale care pot folosi de la imprimantă, acestea se pot preta la așa ceva. Și, mă rog, ele atrag pentru celor care le place să meșteșugărească, să facă ceva, să strângă un șurubor. Aici e o chestiune care are și, nu știu în ce măsură, piața se mai extinde în acest domeniu. Cândva, noi tot facem mereu comparația paralelă cu calculatoarele. Calculatoarele personale s-au dezvoltat pe vremea când oamenii pliteau cu piesele, se dădeau computerele, primele computere personale se dădeau dezasamblate și asamblau unul singur. În ziua de astăzi, așa ceva, nu știu în ce măsură mai are o piață semnificativă din acest punct de vedere, pentru că marea masă cam preferă lucrul care le ieși, îl pui și iese un lucru spectaculos de la început sau pur și simplu ia lucrul gata făcut. Și aici e problema, concurența, în ce privește și paharele, sunt paharele gata făcute profesional, industrial, care vin la costuri extraordinar de mici în ziua de astăzi, fiind partea de această parte de manufacturare foarte bine unsă ca productivitate. Și din acest punct de vedere, e discutabil în ce măsură ar fi și rentabil să-ți faci propriile pahare. Câte vreme puțin probabil să concurezi cu cele pe care le poți lua direct. Dar pentru un hobby, știu și eu, pentru ceva cu totul și cu totul deosebit, poate să existe o piață. Bineînțeles, mai pot înșela, dacă evoluează foarte, foarte rapid această tehnologie, dar... Uite, mari producători, că sunt încă mici, nu este nicio firmă uriașă care să producă încă imprimante 3D, dar producătorii de imprimante 3D afirmă că, după cum ai spus tu, compară, de fapt, industria asta cu începutul industriei calculatoarelor. A început ca un hobby și poate să ajungă departe. Sau are mult potențial. Pe atunci, nu știu, sincer, dacă când a ajuns industria calculatoarelor să fie comercializată puternic, dacă li se dădeau mari șanse la început, pe timpul când era un hobby. Nu, deci a început, s-a pornit chiar dimpotrivă. Este celebră butada unui director IBM care aprecia că în lume sunt necesare cam 4 calculatoare. Calculatoarele imense, și mergea pe ideea, domnule, sunt calculatoare de calculatoare, era cam ce considerăm acum centru de calcul, cum ar veni, și care să centralizeze operațiunile pentru o zonă mai mare. Între timp s-au schimbat mult tipurile de echipamente, încât echipamentul a scăzut foarte repede în preț, a crescut mult în performanță, încât, după cum știm, avem sensibil mai multe 4 calculatoare, cred că avem vreo 4 aici lângă noi. Deci e greu să precizez ceva în viitor, mai ales la distanțe mari, chiar pentru că nu știu în domeniu, pentru că multe lucruri se pot să schimba, cum spuneam. Deci dacă o să ajungem să avem și eu sintetizatoarele din Star Trek, sigur, acelea ar avea mare succes dacă ar fi și accesibile. Dar, din câte înțelegem noi, tehnica lor actuală mai este mult până acolo, dacă vom ajunge vreodată. Deci,
sunt foarte multe limitări de natură, de șușo, tipuri de materiale care, cu care se poate lucra și complexitatea operării și interacțiunii, acest punct de vedere, plus, cum spuneam, conflictul cu conflictul, concurența cu produsul finit. În acest punct de vedere, dacă tot vrei să facem paralele, putem face paralele cu o altă idee care cândva părea accesibilă viitorului, tipărirea cărților la comandă. Spuneam, domnule, nu mai cumperi cartea de la librărie, îți comanzi cartea ta și pe mașina la librărie îți livrează cartea respectivă. Chiar există așa ceva, există mașini care îți livrează cartea. De celuloză. În primul rând, o economie de stocuri. Deci, o să transporti cărți care după aceea le trimiți înapoi și așa mai departe, pur și simplu ai avea o listă de cărți și îți listează doar cartea respectivă. Între timp, însă, deși cum am, tehnologia există în sine, este puțin răspândită pentru că între timp nu se mai folosesc cărțile. Și la imprimante 3D ar fi tot cam aceeași economie de resurse, că până la urmă printez cam tot ceea ce vrei. Nu se mai fac 1000 de exemplare de nu știu ce și se cumpără două, restul se aruncă pe foc sau se reciclează. Da, mă rog, se reciclează în general și în acest vedere nu e propriu o pierdere, pentru că este o cantitate de carbon care este scoasă din circuitul ăsta carbonului. Ține mai afară de atmosferă. Dacă ajungem pe foc, ardem, o trimitem în atmosferă, ajungem în alte probleme. Deci ideal este să fie păstrate cumva într-o formă fizică, fie și din motive de poluare. Dar, cum spuneam, cărțile, după cum știm cu toții, au fost înlocuite nu cu cărți tipărite on-demand, la comandă, sau ziare tipărite on-demand, era portat atunci ca o idee, ci pur și simplu cu tablete sau cu e-readere care afișează direct textul, fără să mai trebuiască deloc hârtie, fără să mai trebuiască tipăritură, deci practic nu există o piață pentru acele cărți, decât așa pentru și eu un moft, pentru cine vrea neapărat să aibă și cartea în format fizic, dar încet totul se duce în domeniul digital. A dispărut prin simplu necesitatea. Bine, un obiect așa decât carte, pentru că nu putem face o paralelă directă, pentru că cartea fizică este doar un suport pentru informație și, de fapt, informația este ceea ce te interesează în mod normal sau deseori. De aceasta, modul de livrare a fost schimbat. Dar cine știe, și paharul, până la urmă, este un suport pentru ceva, poate găsim altă formulă. Mulți încă mai țin la suportul ăla, la hârtie, practic, pur și simplu. Preferă să aibă informația pe hârtie decât în domeniul digital. Sunt cu dus și întors. Pe de-o parte, poate e mai comod, mai răsfoiești, mai simți o chestiune. Probabil că e mai util pentru copiii care și pot să mai mâzglească ceva. De altă parte, un e-reader poate conține mult mai multe cărți, poți să cauți ușor în carte un cuvânt, un text, poți să cauți un cuvânt urgent pe internet, într-un dicționar sau ceva de genul ăsta, ce înseamnă. Deci au, să spunem, utilități diferite, iar funcționalitatea suplimentară a cititoarelor este considerabil mai mare decât mai mult comoditatea de a avea o carte și o nostalgie a timpurilor de altă dată când miroseam literele noi de tipar. Dar, bineînțeles, ele continuă să existe, de aceea în continuare se găsesc cărți tipărite. Dar, cum spuneam, în partea asta de electronică, deci cărțile tipărite nu mai au așa mare volum, dar în acest motiv, pentru că deși costurile sunt similare, lumea a început să prefere pe cele electronice, așa virtuale cum sunt, pentru că oferă niște comodități în plus. Bine, păi și revenind la imprimantele 3D, că veni vorba de comodități, lumea nu crezi că ar prefera mai degrabă să-și printeze ei propriile lor produse decât să ar fi o comoditate, practic. Nu știu, deci întâi și întâi trebuie dacă să vedem. Dacă ar cunoaște. Deci sunt două puncte care încă nu sunt rezolvate. Unul, calitatea acelui produs să fie competitivă, ceea ce nu e nici pe departe un dat, la modul general. Și doi, prețul acelui produs să fie comparabil sau mai mic decât prețul produsului fizic gata manufacturat. Plus, eventual, efortul făcut, complexitatea să fie relativ redusă, asta, să spunem, intră la capitolul mărunțișuri. Dar acestea sunt cele două chestiuni majore, care deocamdată nu sunt nici pe departe rezolvate. Materialele care pot tipări imprimantele acestea 3D casnice, să spunem, printează cu un filament din plastic destul de fragil, deci se pot face mici obiecte din plastic, și ușor statuete, chestiuni din genul ăsta, mici chiciuri, mici jucării, dar care, să spunem, sunt de utilitate limitată, să spunem, în modul general. Estetică. Bine, poți să-ți faci mașinuțe rozințate, dar deja acolo s-ar putea să ai nevoie de o rezistență mai mare decât a plasticului respectiv, adică intră într-un domeniu care nu e clar în ce măsură este neapărat util.
începi în această etapă. Și doi, prețul de cost, pentru că produsele manufacturate în serie costă, știu și eu, bani, câțiva bani produsul, probabil o roată sau o chestiune, sau el ajunge la 50 de bani un leu un magazin cu niște adaosuri imense ca să acopere, să spunem, lanțul de transport. Pe când același produs la imprimantă ajunge probabil de 10, poate chiar 100 de ori mai scump. Pentru că, în afară de prețul imprimante, e și prețul consumabilor, bătaia de cap, pentru că mai apar, ca orice industrie care abia s-a născut, fiabilitatea lasă de dorit, se mai înfundă capetele, mai muncește acolo, mai transpiri, mai... Deci mai costuri consistente. Deci produsul s-ar putea să fie mai convenabil dacă o luăm la capitolul pur riguros de costuri, dacă nu pui și costul muncii tale acolo. Asta este pentru moment. Dacă produsul va ajunge, vorba aia, mainstream, atunci bănuiesc că piesele vor fi mai ieftine. În general, prețurile vor scădea la imprimante și... Chiar aici este un articol care compară industria, adică face o evoluție a industriei imprimantelor 3D la participări dintre astea, la CES 2012, CES 2013 și CES 2014, care au avut loc una după alta. Culmea e că interesul a fost din ce în ce mai mare. Și într-adevăr în mare parte din partea artiștilor 3D, a designerilor, dar interesul este din ce în ce mai mare. Uite, spre exemplu, o companie aici a vândut la CES 2012 2000 de unități. La CES 2013 aceeași companie a vândut 10.000 de unități și la 2014 a vândut 20.000 de unități. La mai mare, dar cum ziceam, în schema lucrurilor, acestea sunt mărunțișele. Este o evoluție totuși. Este o evoluție, dar cum spuneam, ce puțin deocamdată, piața s-a dat limitată în piața de entuziaști, să spunem, care le place să facă diverse chestiuni, deci este o piață fatalmente destul de limitată. În ce măsură se va putea face saltul în piața profesională e discutabil și nu știu dacă putem face o comparație cu calculatoarele, poate mai grabă face o comparație cu imprimantele. Imprimantele au scăzut, într-adevăr, și ele mult în preț, dar sunt în continuare costisitoare, de așa natură încât încă lumea nu are imprimante laser, să spunem. Imprimantele cu injet au vechile probleme cu fundatul cernelei. Că cerneala este probabil una dintre cele mai scumpe substanțe cunoscute către om și așa mai departe. Deci nu a ajuns, de exemplu, tipărirea, foaia de hârtie tipărită, nu știu dacă este mult mai ieftină acum decât era în urmă cu 10 ani. Da, s-a menținut anumite, da. Chiar dacă imprimantele au scăzut în preț, au crescut în preț consumabile, s-au inventat tot felul de chestiuni care să nu-ți permită să folosești consumabil de la altcineva. Treci complicații care se asigură niște... Și eu, până la urmă, să asigure finanțarea unei anumite industrii, care încearcă și să caute debușe scăzând ceva și trebuie să compenseze ulterior în altă parte altfel. Nu toate industriile își pot permite să se ducă foarte rapid în jos, cum se întâmplă și în domeniul telefonului, chestiuni genul ăsta s-au dus foarte repede, pentru că porniseră probabil undeva destul de sus. Dar altele sunt oarecum la limită, cu producători relativ limitați, geografic, dacă se uită bine, cam toți sunt în Japonia, de fapt, și atunci mai greu să scadă prețurile. Deci, acest punct de vedere, mai sunt cei mai mici prin Europa sau prin America. Producători de imprimante laser? Da. Păi cred că sunt și câțiva prin Europa. Cine? Nu sunt? Cine? Aș fi foarte curios să aflu, nu știu niciunul. Nu, nici eu nu pot să mă gândesc acum la un nume. Nu, sunt decât firme japoneze. SHP e firma americană, dar care, practic, ea mașinăria de la Canon, de la tot la japonești. Deci doar face cutia și partea de soft. Toate mecanismele sunt făcute în Japonia. Și cumpărăm mașini. Ceea ce am zis așa, era într-o vreme, n-am mai urmărit în ultimul timp. Dar, în principiu, acum se merge oricum de specializare. În momentul în care cineva știe să facă bine un lucru și e suficient de avansat în acel domeniu, are suficient know-how, e foarte greu să mai vină altcineva să mai facă ceva competitiv. Pornind de undeva fără piață, fără experiență, fără oameni, fără nimic. Efortul ar fi foarte mare și în condițiile în care piața nu este într-o creștere fantastică în acest domeniu, pentru că e și criză, acum nu mai e nevoie de listat în mare parte, fiindcă e vorba, deci atunci nu mai este prea mare cerere nici pentru imprimante. Cei care sunt deja pe piață își pot permite, dacă eventual apare un competitor, să mai scadă din prețuri încât acel competitor să nu poată să tragă de sub oxigen ca să poată oricum, să dezvolte. Oricum, imprimantele pe laser, pe cerneală au ajuns în mare parte cam la, din 3 utilizatori de calculatoare, unul cel puțin are imprimante, da, cam așa este. Și... Ca să nu mai zic, instituțiile publice sau firmele au cam toate. Creșterea, listarea, nu știu dacă a crescut în ritmul care a crescut numărul de calculatoare, pentru că acum se trece către, începe mult să apară birourile fără hârtie, în care listatul e mai rar, e mai la sfârșit. Semnătura e tot digitală, tot este digital. Da, dar în
încă predomină semnătura pe hârtie curată, deci imprimantele impresă necesare. Sigur, are avantajul ei, dar nu a crescut în același ritm, adică numărul de imprimante nu a crescut în ritmul care a crescut calculatoarele. Bine, acum, hai să, dacă am fi să ne gândim între imprimantele pe care scriu pe hârtie, utilitatea lor este clară. Pentru acte, pentru diverse schimburi între instituții, dar pentru imprimantele 3D, cred că principala lor utilitate ar fi, zic eu, în machete, în design, nu știu, probabil în artă, cred că asta ar fi principalul segment la care s-ar adresa. Sunt și domenii industriale care ar putea fi de interes. De exemplu, o idee, o inițiativă este pentru tipărit organe. Se tipărește cu imprimantă 3D, se tipărește o eșafodaj, să spunem, pe care se adaugă ulterior celule stem care cresc și produc organul respectiv și care trebuie făcute și pentru anumit om, pentru anumite adaptate. Asta de la caz la caz. Da, asta medicină. E un potențial enorm. O altă idee ar fi de folosit ca locuitor de piese de schimb acolo unde transportul pieselor de schimb este o problemă, de exemplu pe stația spațială sau pe lună sau chestiuni de genul, sau să trimiți piese de schimb pentru toată nava, orice. Pot printa, da. Cu imprimantă ar putea printa mare parte din ele, să limiteze necesarul de aceste piese de schimb. Evident că nu toate, ce sunt în această fază, dar unele. Deci pot să existe nișe destul de interesante din acest punct de vedere. Dar ar fi chiar, uite, pentru industria spațială, dar numai că din păcate industria spațială nu li se acordă o atenție așa mare, la fel cum multele altele nu se acordă atenție așa mare. E chestie legată până la urmă de prioritățile omenirii, știi? Adică dacă noi ne punem prioritatea noastră ar fi hai să explorăm cosmosul, atunci poate am zice, domnule, decât să-mi iau barcă din aur, mai degrabă fac un satelit. Prioritățile noastre, de adevăr, sunt în general mai mult mai aproape și nici nu avem ceva, să spunem, care să ne gândile să investim încolo. Mare parte din salturile înainte s-au făcut pe mâna războiului rece când te împingea din spate teama, dacă fac ceilalți și ajung să aibă un avans tehnologic. Mai mulți mușchi decât, da. Exact. Odată cu creșterea, să zicem, păcii mondiale și limitarea, să spunem, amenințărilor, mare parte din resursele de care sunt disponibile sunt direcționate către creșterea nivelului de trai, la care acest fel de dezvoltări ajută oarecum indirect, ajută chiar consistent, dar nu atât de evident încât să fie ușor de finanțat în faza inițială. Da, înțeleg. Da, păi, pe lângă chestiile utile care le pot aduce imprimantele 3D, chiar oferă o paletă întreagă de, pentru un om cu imaginație, oferă întreagă, o paletă întreagă de posibilități. Sunt și oameni care au găsit chiar câteva lucruri negative la imprimante, cum ar fi să scoată arme. Americanii au un fix cu armele. Nu, este curios. În aproape orice poți găsi și cealaltă parte a tăișului. Cum a fost și cu Bitcoinii. Bitcoin a fost inițial gândit, presupun, ca să fie o monedă virtuală și s-a ajuns asta până... Asta și este. Asta nu, și nu este. Și a ajuns chiar la o valoare mare, care se pot achiziționa de pe foarte multe magazine și chiar se pot schimba bani. El numai că s-a ajuns să se cumpere și droguri cu el. Asta e. De fapt, în primul s-a ajuns să se cumpere droguri. Asta a fost principala utilitate a Bitcoin-urilor. Ele au fost gândite în principiu, logica lor era ca fiind ceva prin care se poate dovedi că nu avem nevoie de organizare ca stat și că oamenii indivizi complet izolați de societății pot să se descurce foarte bine și nu depind de restul activităților sociale. Să spunem, legătura cu drogul este oarecum de așteptat, dar fiind că societatea în general nu prea apreciază apelarea la droguri, cei care vor să fie extraordinar de independenți deseori insistă să facă lucrurile altfel sau chiar invers decât să spune societatea să le facă și în acest punct de vedere să spunem, ele au fost au fost bine potrivite ca cerere și ofertă în acest punct de vedere. Bine, aici e chestiune legată de faptul că ele au fost Bitcoin-urile au crescut la valoare și datorită propagandei intense făcute de o extremă dreaptă a spectrului politic, libertarieni se numesc ei,
care încearcă să vină cu ideea că, domnule, nu e nevoie de stat, nu e nevoie de reguli, legea junglei este cea mai bună orientare socială și dacă facem legea junglei o să fie absolut minunat, pentru că toată lumea din prea plinul inimii va ajuta pe cei din jur fără să fie obligat de nimeni, fără nicio regulă. În practică nu prea a ieșit așa, într-adevăr. Probabil principalul sau unul din cele mai cunoscute direcții ale acestei monede virtuale era un magazin care se numea Silk Road, un magazin virtual făcut de un american. Între timp a fost închis pentru că s-au constatat nereguli de genul americanului, s-a părut la un moment dat că adjuncții lui l-ar săpa și nu neapărat bine și s-au gândit hai să găsesc, să caut un hitman să-l execute. Și a făcut, mă rog, plătim cu Bitcoin oficial și a fost căutat unde găsește meseriașul care se ocupă de așa ceva. L-a găsit, a primit poze că, uite, domnule, l-am executat, s-a plătit. Între timp s-a dovedit că, de fapt, călăul era FBI. FBI deseori oferă astfel de servicii celor care le caută în ideea de a, să spunem, de a mai filtra un pic populația de cei care nu sunt totuși cu toate păsărelele acasă. Așa că persoana respectivă este închisă, cred că și nici asociația, mai știu exact care a fost situația, dar este un exemplu tipic de unde duce ideea că, domnule, să fie totuși absolut secret și ne facem toți să nu știe nimeni. Poate să ducă la lucruri destul de neplăcute din punct de vedere social, pentru că fără niște, să spunem, frâne sociale, niște legături care ne țin între noi, s-ar putea întâmpla să nu ieșim unde trebuie. Da, păi uite, tocmai din simțul ăsta de libertate extremă, cum ai spus tu, niște oameni au asamblat bucățică bucățică o armă de foc din imprimantă 3D, ceea ce este o aplicație armă puțin de foc care trage o singură dată cu o precizie discutabilă, la distanță foarte mică, cartușul sau cu metalic și el, deci nu tipărește deocamdată încă și cartușul. Deci el, practic, este o copie a unei jucărele făcută în al doilea război mondial, se numea Liberator, un fel de pistol primitiv care putea să tragă un singur glonte, gândit de a fi distribuit în spatele frontului, pentru a fi folosit de partizani, pentru a imobiliza un soldat dinamic, un soldat german și pentru a-i lua arma acestuia, așa o folosit în continuare. Din câte știu, nici în război nu au fost folosite acelea, adică erau chiar prea primitive din acest punct de vedere, dar minte în condițiile astea. Mă rog, riscul și frica pentru multă lume este că fiind tot în plastic, nu sunt vizibile la detectoarele cu raze X din avioane, e adevărat. Da. Deci rămân doar gloanțele deocamdată ca elementul care trebuie să fie urmărit. Dar, cum să spun, utilitatea este oricum discutabilă, iar cine vrea să ajungă o armă unde nu trebuie, din câte vedem noi, se cam descurcă. Adică arme circulă neoficial și în multe lucruri care ne așteptăm să nu fie. Deci, nu știu dacă este chiar așa un foarte mare diferență, știu și eu, de mare mișcare pe oricum se întâmpla chestia forții. Asta, dar asta le oferă o oportunitate în plus, da. Ideea în sine. Americanii au și o obsesie din acest punct de vedere, deci au băgat anumită clasa lor, partea asta așa de extremă dreaptă conservatoare, că omul trebuie să stea pe propriile picioare, să fie înarmat, să orice ne zice ceva, să poată să scoată arma, ceea ce, să spunem, avea poate o logică atunci când America se dezvolta în zona, mari zone sălbatice, în care cel mai apropiat om era foarte departe, nu aveai infrastructură de suport social în apropiere. Dar în aglomerări urbane, nu știu dacă mai este atât de comod, pentru că, în afară de a avea o armă, trebuie să mai știi și să o folosești eficient, ceea ce nu este atât de simplu cum ar părea la prima vedere. Da. Fără nicio îndoială, oricum, industria imprimantelor 3D a stârnit ceva discuții prin mediul IT și, cred eu, este o industrie care, nu știu, are potențial, dar e încă la început, e încă prea fragil. Tu, așa, dacă ar fi să-ți dai o previziune pe viitor, tu cam ce ai crede? Nu neapărat, în cel mai realist caz posibil. Cam ce crede despre industria imprimantelor 3D, având în vedere evoluția de până acum? E prea devreme, oricum nu poți să spui ce se întâmplă. Unele lucruri, într-adevăr, evoluează spectaculos, altele care ne-am așteptat să evolueze nu merg nicăieri.
De exemplu, cândva toată lumea se aștepta ca la vremea asta să avem și o mașină zburătoare sau asemenea chestii, care, după cum se vede, nu există nicăieri. Deci nu tot ce mi s-a părea că, domnule, suntem pe traseul acela și vom ajunge, se și întâmplă. Și poate în anii 70, ziceam, domnule, am ajuns pe lună, până în 80-90 ajungem pe Marte. Suntem în 2010, nici pe lună n-am mai întors. Adică lumea umană nu merge liniar, nu este neapărat predictibil, mai ales când e vorba de lucruri de un interes relativ limitat. Până la urmă, interesul populației contează foarte mult și el dictează. Dacă apar aplicații spectaculoase în acest punct de vedere, acelea vor împinge în față industria. Dacă nu apar, și cel puțin deocamdată nu văd acele aplicații spectaculoase ca să aibă omul nevoie acasă de așa ceva, în această etapă ar putea fi ceva mai sceptici. Dacă cineva vine cu o idee, ceva, domnule, care e fantastic, se poate face numai așa, altfel nu, atunci sunt șanse. Dar, cum spuneam, este dificil datorită faptului că industria obișnuită, industria care manufacturieră, este extraordinar de eficientă în acest moment și e foarte greu de concurat cu ea la capitolul productivitate. Deci, practic, rămâne deocamdată pe partea de hobby. Oricum, mulți spun că de dispărut nu va dispărea niciodată, dar întrebarea este dacă va rămâne doar la stadiul ăsta de cumpărat de designer, de moderator, de graficieni, sau va ajunge chiar să fie un produs foarte, foarte bine vândut. Dacă evoluează foarte mult. Pentru că, odată, cum spuneam, nu văd șanse mari, pentru că majoritatea produselor pe care le folosim au, de exemplu, nevoie de rezistență mai consistentă decât cea care poate oferi asemenea imprimantă. Pentru că încep să lucrez cu metal, deja lucrurile se complică. Au început să apară și imprimante 3D care lucrează în metal, dar deja sunt alte probleme apropo de tipurile de metal, costurile implicate. Exact. Deci sunt suficiente probleme care sunt dificile deocamdată. În ce măsură vor fi depășite sau nu, mai rămâne de văzut, mai ales la cost mic, adică să ajungă o chestiune care să manufactureze în cantități mici comparabil la preț cu industrie de masă. E dificil, decât distanța este foarte mare. Nu putem spune sigur dinainte, dar deocamdată, pe termen scurt, nu prea cred că va fi deocamdată va crește, să spunem, pentru a acoperi această parte de hobby în principal. Mihai, nu rămâne decât să-ți mulțumesc că ai împărțit opiniile și la această temă și despre imprimantele 3D vom mai vorbi și în alte ediții.